merge armata, situată la câțiva kilometri distanță de Timișoara, are necesități primordiale, începând cu lipsa canalizării comunei. Populația de aproape 8.000 de locuitori nu beneficiază în anul 2016 de infrastructură sau canalizare. Necesitățile primordiale ale comunei sunt precare. Locuitorii nu au nici măcar apă potabilă în unele zone pentru uz casnic. Infrastructura este veche de mai bine de 40 de ani, iar drumurile comunei sunt asfaltate doar în proporție de 15%. Printre drumurile nou asfaltate se află și șoseaua principală la intrarea în localitate. Sursele financiare necesare pentru reabilitarea și refacerea nevoilor comunei sunt însă active. Păi, necesități foarte mari are Geamăt. Are o populație de aproape 8.000 de locuitori și, din păcate, infrastructura e precară, adică însemnând canalizare inexistentă, apă potabilă pe multe străzi care au o infrastructură de acum 40 de ani, drumurile asfaltate numai 15% din lungimea străzilor. Ca atare, în fața noastră, începând de acum 4 ani, continuând, provocarea cea mai mare este introducerea acestei infrastructuri sau asigurarea infrastructurii pentru comună. Vorbind despre canalizare, mergem pe 3 variante. Ele sunt active deja. Deci pentru a asigura canalizarea sau construcția rețelei de canalizare în Geamăt, am mers pe 3 surse. O sursă proprie, de buget propriu, o sursă de la Ministerul Dezvoltării, prin PNDL, Planul Național de Dezvoltare Locală, și o sursă atrasă din fonduri europene. Și o să mă explic. Avem proiecte apă canal pe 3 străzi, care reprezintă vreo 5 km, care facem cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Este activă, se construită, aproape gata. Și avem 8 milioane de euro pe master planul POIM, adică Planul Operațional de Infrastructură Mare, în care sunt 150 de milioane de euro pentru introducerea canalizării și apei potabile în mai multe localități periurbane. Și Geamăt e prinsă cu 8 milioane, reprezentând aceste două investiții cam 90% din toată comuna. Avem în dezvoltare un cartier de 500 de case, spunem noi cartierul Primăverii, care deja se construiește acolo. Și introducerea apei și canalizării îl avem pe un proiect prin PNDR, Planul Național de Dezvoltare Rurală, pe o măsură care ne asigură 2,5 milioane de euro pentru această infrastructură. Dar Geamăt mai are o comună, mai are un sat, pardon, satul Cerneteaz. Ei, acolo e la fel, nu există canalizare, nu există infrastructură. Dar în Planul Operațional de Infrastructură Mare, fiind sub 2000 de locuitori, nu este eligibil. Și atunci, ca atare, nu se introduce canalizare acolo, dar ar trebui să găsim alte surse. Și prima sursă este un proiect transfrontalier împreună cu Golubac din Serbia și cu Dumbrăvița, în care avem asigurat 160.000 de euro, prin care să facem proiectul introducere canalizării în satul Cerneteaz. Din acești bani facem proiect, urmând ca construcția efectivă și proiectul tehnic să-l asigurăm din sursele, alte surse, proprii sau atrase de la Ministerul Dezvoltării. Pentru drumuri avem mai multe variante. Avem pe PNDL, deci drumuri asfaltate mă refer. Avem pe PNDL, pe surse proprii și pe PNDR. Deci foarte multe surse proprii, da, are Geamăt. Da, avem, sigur, avem un buget de aproape 6 milioane de euro. Deci nu e foarte mare, dar nu e nici foarte mic față de alte comuni. Poate fi un început. Și noi preconizăm asfaltarea acestor străzi în următorul an și jumătate, deci în întregime. Într-un an și jumătate. Da, aproximativ. Bun, el putea fi terminat 90% dacă firmele care au câștigat licitațiile erau și firme sănătoase și puternice. Din păcate, firme slabe au întârziat începutul lucrărilor și de aici tot necazul. Proiectul a început mai de mult, în 2002, dar s-a finalizat acum abia, adică în sensul că de acum au devenit activ de acum un an.
Acolo 350 de locuri sunt pentru tineri sub 35 de ani care vor să-și facă casă, să fie locuitori ai comunii Germata. Au primit aceste locuri și au început să construiască. Legea 15 spune că tineri sub 35 de ani, dacă există teren din partea comunității, poate să fie acordat, nu cu titlu gratuit, dar fără licitație, cu drept de folosință pe durata existenței construcțiilor și el poate să-l folosească și să-și construiască casă. Și mai avem 150 de locuri, 100 la vânzare și 50 la concesiune. Sper să le valorificăm în această toamnă și să facem un cartier care ar mări populația pe aprecierea mea cu 1500 de locuitori. Este așezat foarte bine, în pantă, cu expunere sudică, priveliște spre Timișoara, partea aproape de autostradă. Deci are toate avantajele de a fi un loc care să fie căutat. Mai ales că probabil anul viitor, până la jumătatea anului, și șoseaua care face legătura între autostrada și Timișoara se va extinde la 4 benzi. Deci accesul va fi mai ușor în Timișoara și se va deplasa rapid de la Germata până la Timișoara cineva. Nu doar drumurile și canalizarea necesită atenție, ci și însăși clădirea primăriei. Fiind o clădire foarte veche, a fost nevoie de mici amenajări și reparații. Interiorul foarte mic al clădirii nu permitea mai mult de 2, maxim 3 persoane într-un birou. Mă rog, asta este așa ca un lucru pe lângă. Era firesc pentru că această primărie, în primul rând, o clădire extrem de veche. Sigur, ne-am fi gândit să facem o primărie nouă, dar parcă astăzi Germata are nevoie mai degrabă de, prima dată, infrastructură, alte lucruri și după aceea poate că o să ne gândim și la o primărie, dar puțin mai târziu. Dar astăzi trebuia să facem o mică, să zicem, amenajare, pentru că câteodată eram și penibil. În birouri de câte 2-4 metri pătrați, în ghesul oameni, stau în picioare, în condiții absolut, să nu le zic, dar precare în totalitate. Stau oamenii în picioare, deci necesita puțină plus reamnă. Clădirea risca permanent să plouă, dar ne-a și plouat, tavanii căzute, deci lucrurile astea nu cred că se concep într-o localitate ca și Germa. Dar în primul rând este nu neapărat ca și clădire, e vorba de respect față de cetățean. Cam asta ne-a dus cu gândul și de aceea vrem să facem mici amenajări acolo ca să creăm un ambient și un loc în care cetățeanul când vine să fie respectat și servit. Asta este ideea. Sunt, cum să nu fie, avem foarte mulți cetățeni care nu au locuință. Noi am și peste o săptămână, sper să inaugurăm cele 15 case sociale care le-am făcut cu fondul la Ministerul Dezvoltării, cuplat cu fonduri de la noi. Și primii 15, după 26 de ani de la Revoluție, primii 15 oameni primesc o locuință în Comuna Germata. Sigur, e o locuință socială, nu este o vilă de lux, dar este o locuință decentă în care poți să trăiești liniștit. Și cred că e un lucru bun. Vom continua, pentru că mai avem cerere la Ministerul Dezvoltării să mai facem un bloc de garsoniere de 15. Garsoniere, tot pentru partea socială. Și așa sunt lucruri care, să zic, vin să completeze niște nevoile oamenilor de aici. Că am mers mai mult pe acest lucru când am început. Amenajarea școlii, o vedeți că arată foarte bine și pe dinăuntru și în curte. Am făcut terenuri de sport la fiecare școală. O să facem sală de sport și aici. Deci niște lucruri care sunt necesare, centru medical, situații de urgență, deci tot ce ține de siguranța cetățeanului și locul în care să aibă copiii, unde să meargă la grădinițe, la școală, să fie sigur că îi păzește cineva de foc, de boală sau de hoț.